Bun găsit tuturor, sunt Rodica Rusu și vă invit să urmăriți o nouă ediție Mama Mia, emisiune dedicată tuturor mămicilor, viitoarelor mămici și părinților. Sponsorul emisiunii noastre este brandul de renume mondial de produse organice pentru alimentația copiilor și de îngrijire a bebelușului. HIP pentru tot ce e mai scump în viață. Iar invitata ediției de astăzi este și o bună prietenă, pot să zic, de-a mea, o persoană pe care o urmăresc pe Instagram, psihoterapeută, ca să nu confund cu psiholog, mama a 4 copii, profesoară și specialistă în psihosomatică. Bine ai venit la noi, Marina, și mulțumesc că ai acceptat invitația. Mulțumesc mult, draga mea, cu drag și mersi vouă pentru invitație. Este mama a 4 copii și o femeie care știe cât de mult contează iubirea de sine. Vorbim de psihoterapeutul Marina Valuța, care știe foarte bine cum să îmbine viața de familie și cariera. Este și specialist în psihosomatică, are un job care o ține în priză, iar în timpul liber îi place să gătească și să citească. Arată mereu ca scoasă din cutie și este o sursă de motivație pentru toate femeile care vor să-și găsească echilibrul. Iar pentru ea, o bună sursă de inspirație și de emoții sunt călătoriile care o încarcă cu energie pentru a putea răsturna și munții. O să avem multe de discutat astăzi și cred că sunt subiecte care o să fie foarte interesante pentru urmăritoarele noastre și toți cei care ne privesc la televizor. Dar în primul rând vreau să vorbim despre rolul tău de mămică, un rol destul de complicat, mai ales când este vorba de 4 copilași. Marina, cum e să fii mamă de 4 copii? Superb! Este superb. Când aud asta, sunt și un pic geloasă, dacă pot să o zic, știi? Pentru că noi avem câte unul, doi și ne plângem. Că, vai, e complicat, e greu, multe de făcut. Dar tu, uite, ai reușit să fii mamă de 4 ori și să reușești să te afirmi și în domeniul profesional. Deci nu-mi închipui să nu iau 4. Când cineva nu este acasă sau pleacă undeva, ne așezăm la masă și chiar unul nu mi-ajunge. Deci nu-mi închipui să nu iau 4. Așa a vrut Domnul, i-am dorit, sunt toți doriți și... Asta voiam să te întreb. Voi ați avut treaba asta planificată? Adică, uite, trebuie absolut. Să avem 4 copii, absolut. Vreau 2 băieți, o fată sau... Ați avut vreo schemă la acest capitol sau absolut, a fost nu, cum a fost să fie? Nu, absolut nu au fost planificați. Noi ne-am dorit copilași. Eu mereu îmi închipuiam de fapt că o să fie 2, un băiat și o fată. Și apoi mi-a dat Domnul a 3-lea copilaș, fetiță și a 4-lea băiat. Și avem câte o pereche, cum s-ar zice. Fată-băiat, fată-băiat. Vreau să ne întoarcem un pic în timp și să ne reamintim perioadele de sarcină. Da. Pentru că tu ai trăit această experiență de mai multe ori. Vreau să știu cum a fost de fiecare dată și care au fost principalele diferențe, să-i spunem astfel. Deci, să zicem, prima sarcină a fost acum 20 de ani în urmă, pentru că fiica mea mai mare, Camelia, face în aprilie 20. Este studentă la USM anul întâi. Și a fost o sarcină dorită, foarte dorită de mine. Eu îmi doream, mi-a spus să fiu mamă, necătând că avem 19 ani. Adică m-am căsătorit la 18 ani și când l-am văzut pe soțul meu prima dată, el fiind mai mare decât mine cu 15 ani, mi-am dorit să fiu soția lui, mi-am dorit să am copil cu el. Pentru că vedeam în el bărbăția aia de bărbat, mă simțeam protejată. Și îl vedeai și în rolul de tătic. Îl vedeam și în rolul de tătic, pentru că el a absolvit și medicina. Și avem încredere în el. Pentru că chiar în viața asta este foarte important să avem încredere în persoana cu care trăim. Da? Și aveam încrederea asta. Uite, eram foarte tânără, dar aveam încrederea asta. Și mi-am dorit la nebunie să am copii cu el. Așa a fost prima experiență. Acum, uitându-te în trecut, în acele perioade prin care ai evoluat. Eu am născut în 2002 primul copil și eu întotdeauna am știut ce am simțit. Că când o mamă devine mamă, natura este atât de grijulie și atât de deșteaptă că îți dă ție tot. Deci tu ai în tine tot ca să poți să îngrijești un copil, să naști un copil, să alăptezi un copil, da? Nu înseamnă că dacă ai 18-19, sunt și fete care nasc și mai devreme în ziua de astăzi, da? Și în tot timpul asta a fost. Dar eu am știut cum
nu știu, mama m-a ajutat, da, venea la mine și m-a ajutat primele zile, da, primele luni, dar eu am știut cum să, unica ce mă temeam să fac, să o scald. Și aici mi-a venit soțul meu în ajutor foarte mult. El, pe toți patru, fiind și doctor, în momentul în care tăticul e și un doctor, cumva ești mai sigură pe tot ce faci. El m-a încurajat și chiar eu consider că prin dragoste tot asta a fost. Și al doilea a venit la 2 ani după Camelia, a venit în 2004, acum o să fac 18 ani anul ăsta, Iulian. Mi-am dorit la nebunie să am și un băiat. Și chiar, țin minte, eram însărcinată și tot vedeam în albastru deschis. Deci asta era, eu eram sigură că o să am băiat. Ai simțit tu la nivel de intuiție acest lucru? Da, eu am simțit că o să am băiat, eu îmi doream foarte mult. Și cu Iulian a fost și nașterea mai repede, pentru că Camelia am avut travaliu de 20 de ore. Cu Iulian a venit în 3 ore pe luni, pentru că și ei 2 ani diferență. Da, și organismul n-a reușit să... Da? Și a fost frumos, a fost foarte frumos și cu Iulian. Erau 2 ani diferență, dar nu zic că nu mi-a fost foarte ușor, da? Eu aveam 21 de ani. Cum ai avut tu curajul ăsta? Pentru că e o diferență mică, 2 ani, dar ceea ce înseamnă că erai însărcinată în momentul în care fata avea un an și... Nici nu m-am cum te-ai decis atât de repede? Sau a fost mai puțin decis acest curaj, lucru? Nu m-am gândit că, nu știu, eu... Mi-a dat Dumnezeu și asta. Eu sunt mamă și eu vreau băiat și gata. Nu m-a interesat că eram însărcinată și aia mică avea un an și eu trebuia să o ridic și în brațe. Și știi cum mamele, mă rog. Și mâncare fac și în brațe iau copii. Și... Adică eu foarte mult mi-am dorit băiat și de aia... Dacă facem o retrospectivă, cum a fost cu primii doi, pentru că sunt mai mari, sunt adolescenți, mâine Camelia o să vină acasă mari. Și o să spună, mami, vreau să mă mărit. Iar aici mai e unul micuț, care abia de merge la școală, un adolescent, pentru că fetița a treia, dacă nu greșesc, care are 11, face 12 ani. Deci, ai cumva toate categoriile de vârstă. Da. Cum ai simțit tu diferența între a avea un copil la 20 de ani, să spunem, și un copil după 30 de ani? Eu am zis așa că atunci când eram tânără, da, eu atât de tare eram îndrăgostită de soțul meu și atât de doream copii de la el, că chestia asta că, nu știu, o să-mi fie greu, nici nu am simțit cum a trecut timpul, da? Dar iată, între al doilea și al treilea, între Iulian și Felicia, sunt 6 ani diferență, da? Eu puțin m-am odihnit, îmi reluasem deja activitatea mea de sport, făceam și sport, lucram. Și, într-un fel sau altul, am făcut o pauză de 6 ani, da? Și a fost mult mai, să zic, matur. Da, când am luat decizia la 27 de ani să am al treilea copil, da, a venit așa și de la Dumnezeu, într-un fel, că nu planificasem să avem 3 copii. Cel puțin eu nu-mi planificasem. Soțul meu mai planifica. Mai ales că dai o fată, dai un băiat, cumva erai satisfăcută ambele genuri, știi? Adică sunt mamă și de fată, sunt mamă și de băiat. A fost interesant, toată sarcina am fost chiar la diferiți specialiști la ultrasonografie și îmi ziceau că e băiat și am cumpărat tot albastru. Și când am născut-o, deci n-aveam o haină. Pe culori. Da, am mers la maternitate și când am născut-o, nu avem o haină, s-o îmbrac, era tot albastru. Zic, măi, am născut, chiar am fost șoc amândoi și eu și soțul, pentru că chiar mi-au zis băiat. Și iată așa a venit pe lume Felicia. Ca peste 4 ani să apară Arthur, da, care este un copil absolut extraordinar, deosebit, are niște ochi deosebiți. Da, este adevărat, are o împățișare de atât de dulce și atât de profundă privirea lui, toată lumea te pierzi în ochi. Cum sunteți voi doi cu ochi căprui și copiii ăștia 4 cu ochi albaștri? Cum așa? Dar imposibil. Nu a apărut dubii la soțul tău? Nu. Auzi, Marina? Știi ce îmi zicea? Nu e dubios că toți 4 copii au altă culoare la ochi? Când eram însărcinat cu a patrulea, îmi zicea așa. Deci, Doamne ferești să fii cu ochi căprui ca noi. El trebuie să fie cu ochi albaștri. Păi de unde? Nu v-ați spus întrebarea? Tatăl meu și mama lui. Deci, genetica... Fetele mele chiar foarte mult seamănă cu soacra mea, Dumnezeu s-o ierte. Era o femeie foarte frumoasă cu ochi albaștri și păr blond. Și ele sunt blonde și cu ochi albaștri. Și băieții la fel, sunteți toți un genotip sunt. Important să fie sănătoși și să vă bucurați în continuare de ei. Asta ziceam mic, cu a patrulea, deci eu l-am născut la 31 de ani. Sarcina asta a venit așa ca un vulcan peste mine. De ce zici că a venit ca un vulcan? Nu a fost planificat? Nu a fost planificat, absolut deloc, cel puțin de către mine nu a fost planificat. A fost planificată de sos, dar am înțeles asta apoi.
Cumva se el întâmplă ca soțul tău de secretul. Fiecare dată planifica ceva fără să te anunțe pe tine. El mi-a spus secretul că el a avut un pact cu Dumnezeu acolo undeva și el a știut că o să fie. El a știut că o să fie și el special. El a știut ce a făcut, da. Eu n-am știut mult timp despre asta, că eu mă miram, măi, cum așa, că noi parcă ne-am înțeles că trei și rămâne și gata. și el a avut tot o înțelegere cu Domnul. Și numele la fel l-a pus eu, pentru că la ceilalți trei le-am pus eu nume, dar a patrulea a fost dorința lui să aibă un băiat, Artur. Marina, dar totuși, având trei copii, dintre care doi mai mari, probleme legate de studii, școală, altul abia începe școala, imediat afli că ești și însărcinată. Cum ai trăit tu toate? Pentru că e atât de simplu ascultându-te pe tine. Mie mi-este frică uneori să mă gândesc la cel de-al doilea copil, iar tu vorbești despre patru și totul e atât de simplu și ușor și frumos. Eu încă o dată zic, din dragoste a fost tot. Eu mi-am dorit copiii ăștia și... Păi, dar pe lângă dragoste mai sunt acele chestii de rutină și tu știi, care îți dau momente de tristețe, momente de nervi, momente de oboseală. Da, uite, niciodată nu m-a speriat rutina, niciodată nu m-am temut să muncesc, niciodată nu am avut frică că, uite, n-am să reușesc și eu foarte mult iubesc și să gătesc. Și când mă întreabă lumea, cum reușești să mergi la serviciu și să ai 6 guri de hrănit acasă, asta cum? Eu zic chiar, într-adevăr, noi așa este. Noi când facem cumpărături pentru familie, noi cumpărăm tot la XXL. Dacă lumea cumpără un pachet de unt, noi cumpărăm 6 pachete, 8. Pentru că sunteți mamă. Da, da. Și ouă, 10 ouă, nu-mi permit să cumpăr. Deci cumpăr 60. Iar eu sunt cea trebuie întrebare de ce cutiile cu ouă sunt atât de mari. Sunt atât de mari că mai sunt familii în care se cumpără mult mai mult. Suntem mulți, copiii sunt deja și mari, dar și mai faci o tortă, mai faci o coptură, da? Oricum. Am apreciat talentul tău culinar la mulțumesc. Acest capitol când este vorba de tort și mă gândeam cum mai reușește femeia asta să facă și tort. Reușesc tot din dragoste, sincer, eu iubesc să fac asta. Vorbind despre copilașii noștri, e foarte frumoasă această experiență de maternitate și ești un exemplu extraordinar pentru multe mămici, cu siguranță. Mulțumesc. Dar iată că imediat după naștere sunt momente de oboseală, sunt momente de depresie, tristețe postnatală, îți cade părul, nu poți scăpa de kilogramele în plus, începi să te simți ignorată, singură, doar tu în fața grijilor și a copiilor. Cum ai reușit să treci tu peste aceste momente de 4 ori? Deci, cred că secretul ăsta vine de la mine din copilărie. Mama mea mi-a insuflat toată viața mea, de mic copil fiind, că sunt frumoasă. Eu mă țin minte doar în fața oglinzii și mama îmi striga, uite că o să crape oglinda, că stai numai ea. Să nu fii frumoasă. Deci ea îmi spunea că sunt foarte frumoasă. Așa. Și eu am crescut cu chestia asta în mine. Deci este foarte important ca copiilor de mici să le spunem că sunt cei mai frumoși și cei mai adorabili. Și ei, auzind asta de la părinți, ei cresc cu asta. Capătă încredere. Absolut. Au această încredere nativ. Încrederea asta a copilului vine crescută de părinte. Asta este foarte important. Și mama mea, părinții mei, în general, îmi spuneau veșnic că sunt frumoasă. Și uite, eu de câte ori nășteam, niciodată nu m-am gândit la kilograme în plus. Eu niciodată nu m-am gândit că eu dau naștere și eu am să mă îngrăș și nu am să fiu frumoasă. Din contra, eu mă gândeam la copil. Eu știam că eu am să mă descurc, am să fiu frumoasă, nici nu chip eu să nu să fiu pe urmă kilograme. Asta cum? Dacă înțelegi, ia, erudica, că nu ai timp. Dar de fapt da, după al treilea cred că nu-ți mai faci griji de kilogramele în plus pentru că ești super ocupată. Deci dimineața aveam un regim, să zicem cei doi când au crescut și erau la școală, da? Felicia era la grădiniță, Artur era, să zicem, născut de o lună, două sau acolo. Eu nu aveam timp, dimineața mă sculam dejun, petrece pe el la școală. Marina, doi, când ai avea timp să te uiți în oglindă aveam. Și să te vezi frumoasă. Uite că aveam și îi petreceam pe toți. Știi ce m-a scăpat pe mine? Eu zic că eu aveam, uite, chestia asta de a face jumătate de ora mea. Și le recomand tuturor mamelor. Zilnic, îți dedicai 30 de minute doar femeia, ție. Da, eu îmi dedicam dimineața aceste 30 de minute. Uite, la 6.00? Da, da. Plecau toți, nu asta, după ce plecau toți. Așa, deci îi petreceam pe toți la serviciu, la liceu și la grădiniță. Soțul pleca și îi ducea pe toți. Și eu, uite, îmi făceam o cafeluță. Îmi făceam toaleta de zi de zi, simțeam, uite, că cele 5 minute eu pot să-mi permit să beau cafeluța aia, să privesc, nu știu, să mă uit ceva într-o casă sau să privesc un film, nu poate film, dar o secvență, ceva, sau să fac ceva pentru mine.
da? Și asta m-a scăpat. Apoi rutina era aceeași. Mergi afară cu copilul mic, vii acasă, faci mâncare și mai departe. Și seara iară întâlnești pe toți. Deci asta m-a scăpat pe mine. Eu recomand femeilor și acum am, da, clientele mele în terapie care vin și sunt cu copii mici și eu le recomand. Deci, fetelor, neapărat să nu uitați de voi. Este un subiect foarte important despre care discutăm destul de des. Timpul pe care și-l alocă mamele personal, ție, adică tu și timpul tău de recreere, de odihnă, care îți reamintește că mai ești femeie pe lângă mamă. Îți mai reamintești și că ești, de fapt, nu trebuie să uiți că ești și soție. Sigur. În cazul Sigur. În care ai un partener. Vreau să vorbim și despre aceste aspecte, să venim cu câteva sfaturi de la tine ca și specialist pe acest segment. Dar până atunci vreau să urmărim și un reportaj și anume despre căderea părului în timpul nașterii și după naștere mai exact. Când este cazul să batem alarma și ce trebuie de făcut, vă invit să aflăm din următorul subiect. Mama mia! După naștere, majoritatea femeilor se alarmează că le cade părul. Medicii spun că este un proces normal și temporar care nu trebuie însă ignorat. Fazele de creștere ale firului de păr sunt influențate de schimbările hormonale ce au loc în corpul proaspetei mame. Pe lângă asta apar și deficiențe de nutrienți, vitamine și minerale ce pot contribui la căderea părului și stresul poate fi un factor declanșator. Toată perioada aceasta de 9 luni avem o ridicare foarte a estrogenilor și când la noi în sânge estrogenii sunt ridicați, la noi și pielea e frumoasă, și părul e frumos și practic toate 100% de păr sunt în stadiu de creștere. Și după ce femeia naște, deci se petrece iarăși un schimb hormonal și o cantitate de păr care n-a căzut timp de 9 luni începe a cădea și asta este un proces fiziologic. Dar când noi vedem o cădere foarte excesivă, deci mai mult de 100 de fire pe zi a căderii părului, vedem că totuși structura părului s-a schimbat, e foarte uscată, pielea capului este problematică, grasă, cu mătreață, cu mâncărimi și așa mai departe, atunci noi avem și o carență, o insuficiență foarte mare de material de construcție, vitamine, proteine și minerale. Asta se vede foarte bine la diagnosticul computerizat a părului, unde noi vedem că cuticula părului practic este dezgolită. În cazul în care căderea părului persistă pentru o perioadă lungă de timp, este recomandat un consult la medicul triholog. Este foarte bine de a face o consultație a specialistului, atât a trihologului, cât poate să fie și împreună cu un endocrinolog. Recomandăm să facă deficitele care noi putem să le depistăm, deficitul de fier, deficitul de zinc, deficitul de vitamina D3, calitatea hormonilor poate fi destul de scăzută. Medicii ne îndeamnă să nu ne panicăm și să avem răbdare, deoarece în mod obișnuit podoaba capilară își recapătă densitatea și strălucirea cam între 6 și 12 luni de la naștere. Poveștile astea sunt inspiraționale pentru toate mămicile care ne privesc, adică experiențele frumoase de maternitate, lăsând de o parte emoțiile mai stresante, dar după cum am zis și eu, sunt momente care uneori ne depășesc, în special după ce apare un copil în familie. Tu ești o mămică cu multă experiență, având 4 copii în casă, toți cu vârste diferite, toți trecând prin crizele lor. Și, inevitabil, aceste crize se răsfrâng și asupra stării tale de spirit. Marina, sunt exerciții care te ajută să treci mai ușor peste aceste stări? Dacă să vorbim despre adolescența copiilor, da, ai în vedere. Deci, să zic că am avut cu Camelia sau cu Iulian crize, nu pot să zic că am avut crize. Eu mereu am fost alături de ei și trebuie copilul să simtă că tu îl înțelegi.
Da? Deci, ea, chiar dacă nu-l înțelegi pe moment, dacă trebuie să vine, trebuie să-l susții. Susținerea este foarte importantă în raportul ăsta, părinte-copil. Da? Deci, dacă, cu ce nu ar veni copilul la tine? Pentru că copiii de obicei pot să ascundă dacă li se întâmplă ceva. Da? Nu contează la școală sau la obișnuit, la jignit cineva, el poate să nu spună din frică. Da? Și atunci, dacă este raportul ăsta de încredere între părinte-copil și știi copilul că o să vină acasă și părintele o să-l susțină, dar nu din contra, o să-l judece, da? Atunci este ușor, pentru că el are încredere, el vine și îți spune și tu îl susții, îl înțelegi. Problemele în rândul adolescenților și nu doar, vorbim și de copii la grădiniță mai au careva conflict în primii ani de școală. Cum să construim această încredere între părinte și copil? Pentru că de multe ori le este frică să recunoască că au greșit, iar înțelegerea trebuie să vină și cu lecție de după. Adică a făcut o prostie, bine, l-ai înțeles, dar cumva trebuie să încerci să-i explici că a greșit și inevitabil poate apar și careva momente de critică. Important, da. Cum să construim această încredere? Important la început să-l asculți. Asta este foarte important, să-l asculți ce are să-ți spună, să asculți varianta lui. Este foarte important să-l înțelegi, să simtă el că tu l-ai înțeles, să simtă că îl iubești. Asta e foarte important. Ce nu s-ar întâmpla, tu ești mama lui și el e copilul tău, indiferent. Și apoi să încerci să-i explici. Clar că calm, fără strigăte, fără, să încerci să explici care este situația. Este bine așa? Sau, uite, tu ai procedat așa, dar este mai bine așa, da? Deci, foarte calm și foarte atent să-i explică. Mai este un subiect care mie îmi pune multe semne de întrebare. Unii specialiști spun că mama și tata ar trebui să fie pe aceeași undă, în situația în care apare un conflict cu cel mic. Alții zic că nu e chiar adevărat, că ar trebui și fiecare să-și exprime părerea sa, adică tatăl să aibă o părere, mama o altă părere. Că nu trebuie să mergem neapărat toți pe aceeași undă, că creăm o iluzie falsă. Care este adevărul? Eu zic, să zicem că s-a întâmplat ceva la școală, ori la grădiniță. Cel mic a venit acasă și ți-a povestit. Tatăl zice, mergi înapoi și dai un șut în fund, că te-a supărat. Mami încearcă să-i explice că trebuie să fie un băiat educat și să evite. Care este soluția corectă? Deci, oricum, mama și tata sunt doi oameni diferiți și au părerile lor, oricum. Eu consider că copilul trebuie să vină și să spună. Dacă copilul a venit și a spus întâi mamei, clar că mama o să zică ce crede ea și dacă îi zice apoi și tatei aparte, tata o să zică ce crede el. Dar oricum, dacă este un conflict, un conflict sau o problemă, da? Oricum se discută ambii cu copilul și se găsește un mediator comun, se explică. Eu consider că dacă într-o familie este dragoste și înțelegere între părinți, atunci și răspunsul pentru copil va fi același răspuns, da? Adică nu va fi unul așa și unul așa. Pentru că te avem aici și în calitate de psihoterapeut, vreau să discutăm și subiecte din astea importante legate de educația micuților. Cum rămâne cu pedeapsa? Și nu mă refer, Doamne ferește, la agresiuni sau violențe sau nu mai știu ce, Doamne ferește, dar în momentul în care copilul greșește, încerci să-i impui niște reguli, ori să nu-i permiți să mai facă aceleași lucruri pentru că e pedepsit într-o anumită măsură. Iar tatăl poate este mai dulce sau mama este mai dulce. Ce facem în această situație? Oricum, mereu este cineva care e mai, să zicem, e mai tolerant și altul nu este atât de tolerant. Deci când merge vorba de pedeapsă, cum zici așa, da, că clar că, Doamne ferește, copilul nu se lovește și nu se pedepsește fizic sau nici nu se agresează verbal, Doamne ferește, îi se explică copilului că a greșit și se lipsește de ceva. De exemplu, pe un timp oarecare de telefon sau nu privește televizorul sau se lipsește de ceea ce îi place lui. Iată, asta cred că e cea mai așa, să zicem, cea mai picantă pedeapsă. Cea mai picantă pedeapsă pentru el ar fi asta. De lipsit pentru că el oricum trebuie să înțeleagă că nu a fost corect sau că a greșit. Momentul ăsta cu alintatul, un subiect controversat iarăși. Cine e cel mai alintat în familia voastră? Presupun că cel mai mic, nu? Nu aș spune eu că el este alintat. El este atât de înțelept. Nu știu, a crescut, cred că s-a născut în perioada asta de... El este născut în 2014. Parcă s-a născut înțelept și deștept și nu știu cum deodată. Că eu îi ziceam să-l spun, băi, copilul ăsta este liniștit, este cumpătat. Deci, chiar nu pot să zic că este cel mai alintat sau noi, la noi chiar... Sau chiar copiii mei sunt alintați. Deci, spune-mi, te rog, în momentul în care apar
divergențe între ei. Și nu îmi spune că e totul în regulă, că nu te cred. Nici nu spun. Sunt patru copii de vârste diferite, interese diferite, ocupații și plăceri diferite. Cine e jandarmul? Cum calmezi spiritele în momentul în care se încing? Deci, uite cum apar la noi divergențele, îți povestesc. Primul și al doilea, Camelia și Iulian, sunt născuți la 2 ani diferență. Ei au crescut, practic, ca frații gemeni. Ei doi se... Mă rog, ei și se iubesc, dar și se mai... Mă rog, ca între copii, se mai au întrebări de rezolvat. Și ăștia doi, care sunt 4 ani diferență, Felicia și Arthur, la fel. Între dânsii se... Deci ei s-au grupat pe 2 grupuri. Sunt 2 tabere de cei care intră în conflicte. Da, da, intră în conflicte, dar nu aș spune noi că avem așa conflicte sau cineva vine să-i dispartă sau... Îi lași să-și rezolve singuri întrebările sau intervii tu între ei? Ei își rezolvă singuri întrebări. Noi nu ajungem așa la întrebări ca să fie, să trebuiască eu tare să mă... Da, clar că le fac observații ca și în orice familie. Fiind eu cât de psihoterapeut, în primul rând, sunt mamă. Tocmai am să zic că în momentul în care tu ești un specialist pe acest domeniu de relații între oameni, în ce măsură aplici tot ce știi tu la mine, știi cum, în familia ta? Eu în tot timpul am zis-o că lumea mă întreabă. Și eu zic că oameni buni pentru copiii mei sunt mamă, nu sunt psihoterapeut. Ei nu mă văd ca psihoterapeut, ei mă văd ca mamă. Ei știu că asta e mama, mama trebuie să-l dea, să-l facă mâncare, să-i înțeleagă, să-i cuprindă, să-i iubească. Să... Mama e tot în casă, de fapt, pentru un copil. Mama este Dumnezeul. Sigur, în jur mamei se vârte casa, cum s-ar zice. Universul. Da. Mariana, vreau să vorbim un pic și despre preferințele culinare a părinților. Mai puțin contează că ai 4 micuți și măricei în casă care presupun că unul vrea una, altul vrea alta. Cum le combini preferințele și dacă reușești să le gătești pe măsura fiecăruia? Eu fac mâncare pentru toți, nu gătesc pentru nimeni aparte, dar ei sunt destui de mari și dacă ceva nu le place ce am gătit eu, ei își gătesc singuri. Mai este și gluma asta care se spune că primul copil e totul ca la carte, măi, dai exact ce ți-a prescris medicul, al doilea e așa un pic mai ușor, relaxat, mai mănâncă ce apucă, era al treilea. Dacă a mâncat din farfuria pisicii, e problema pisicii. În cazul tău, cum a fost? Nu. Cât de strict ai fost din punctul ăsta de vedere? La mine a fost tot, ca la carte pentru fiecare. Eu pentru fiecare am călcat la nesfârșit pe fiecare, l-am ținut așa în puf și soțul meu îmi spunea, Marina, tu ești mamă, câteodată se uita la mine și spunea, ajunge atâta. Tot tremuram deasupra lor și deci pentru mine eu am primit maternitatea ca un dar de la Dumnezeu. Eu pentru mine fiecare naștere a fost deosebită, fiecare copil l-am scaldat, pupat, deci eu mă dizolvam în ei de fiecare dată, cu cea mai mare plăcere. Dacă ți-aduci aminte și despre diversificarea lui Arthur, vorbim despre cel din urmă, că probabil e mult să ne întoarcem înapoi acum 20 de ani, cum ai fost cu el la acest capitol și dacă ți-a fost ușor? Foarte ușor. La mine copiii au mâncat bine. Au fost alăptați toți. Absolut. Aveam lapte și slava Domnului și mulțumesc Domnului că consider că chiar într-adevăr laptele matern până la 6 luni este foarte important să dăm copiilor. Eu m-am stăruit să dau 10 luni, un an de zile, cam așa și mulțumesc Domnului pentru asta. Diversificarea am început-o, să zic, le mai dădeam așa pe la 4-5 lunițe. Am început cu broccoli, da, cu așa, puțin tiel, apoi treptat am introdus bulionace, cărniți, bulion de legume, așa. Nu te-ai trezit cu vreo bomboană în gura lui Arthur de la cei mai mari? Nu, 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 absolut. Nu, nu, nu. Adică mami e pe acest domeniu, nimeni nu intervine cu... Știi cum era la mine? La mine era, primii doi erau deja la școală și Felicia era la grădi și eu eram cu Arthur acasă, adică n-aveam eu că să fii toți 4 împrejurul meu toată ziua. Așa s-a primit într-un fel și eu eram doar toată ziua cu el, dar zilele de odihnă, tot ok, ei știau că el este mic, deci noi toți l-am savurat. Toți, chiar și copiii mai mărișori și Felicia că era, da, cu 4 ani mai mare ca el, deci toți, într-un fel eu le-am... m-am împărțit cu dragostea asta a mea și ei știau că el este al nostru, că este al patrulea, că cel mai mic,
că trebuie să-l iubim, că trebuie să-l cocolim. Și, dar foarte important este, mama, câți copii nu ar avea, să nu uite de primul copil, de-a doilea copil și când îl alăptează pe cel mai mic, să-l cuprindă pe cel care este mai mare, pentru ca să nu rămână el pentru supărat. Că este această sigur conexiune... Pur sigur din necesități naturale, poate, cu cel sigur mai micuț, este, dar trebuie este să nu uităm și de să cei mai mari. De cei mari, da. Așa apar și momentele astea de conflict între frați, supărări, gelozie și... Da. Nevrând. Și pentru că am pomenit despre alimentație, ce este autodiversificarea sau diversificarea clasică, pe care dintre ele trebuie să o alegem, vă invit să urmărim un reportaj în care ascultăm opinia specialiștilor. Mama mia! Diversificarea bebelușilor este o altă provocare pe care o au mamele de trecut în primul an de viață. Pediatrii spun că în jurul vârstei de 6 luni, părinții trebuie să fie atenți la câteva semne că cel mic este pregătit pentru a începe diversificarea. Vorbim aici de controlul capului și poziția înșezut. Diversificarea presupune introducerea treptată a alimentelor în alimentația bebelușului. Există mai multe tipuri de diversificare, de aceea este important să o alegeți pe cea care îi se potrivește cel mai bine personalității copilului. I-aș oferi posibilitatea de a încerca metoda clasică de diversificare și dacă avem un copil în cazul dat care acceptă mâncarea, care nu are probleme la capitolul alimentației, atunci când este hrănit de către mamă cu lingurița și cum este corect prin oferirea produselor semilichide, da, inițial pentru ca să se obișnuiască copilul cu noua textură. Dacă avem un copil care până la vârsta de 6 luni are greutatea și înălțimea conform vârstei, atunci primul produs cu care începem diversificarea sunt legumele sau pireul de legume. Ulterior urmează celelalte, cum ar fi pireul de fructe și terciuri și tot așa. Dacă avem un copil care este cu greutatea sub norma de vârstă, atunci începem cu terciul, pentru că este un produs mai caloric, mai repede ajută copilul să ia în greutate. În diversificarea clasică se introduce pe rând câte un aliment. Timp de o lună se va înlocui treptat o alăptare. Medicii ne îndeamnă să nu renunțăm dacă prima încercare de a hrăni copilul a eșuat. Este un proces care necesită răbdare. Dacă diversificarea clasică nu este potrivită pentru bebeluș, părinții pot încerca autodiversificarea. Dacă o să avem o situație inversă, când mama oferă copilului acest tip de diversificare, dar copilul refuză să mănânce, și atunci o să avem necesitatea să-i oferim lui autonomia ca el să decidă ce să mănânce. Propun ca acest lucru să se facă după vârsta de 8 luni. El poate singur cu mânuța să-și ia acea bucată sau acea felie de fruct sau legumă pe care o poate conduce la guriță și o poate mesteca. Dacă oferim produse tari, neprelucrate termic, produse de o formă care îi poate cauza copilului o asfixiere chiar în cazul când se neacă cu produsele alimentare, obligator trebuie să fie sub supravegherea adultului. Produsele HIP îți pot ușura începutul diversificării pentru că sunt ecologice și poți alege dintr-o varietate de legume și fructe pasate cu grijă pentru sănătatea micuțului. Mama mia! Discutăm despre relația dintre frați. Evident că ăștia sunt mai mari, 18, 19, 20 de ani, evident că sunt mult mai înțelegători, dar în momentul în care apare unul mai micuț în familie, îi acorzi mai mult timp, evident, dormi mai mult lângă el, trebuie să-l hrănești mai des pentru că nu o face singur, alăptarea și așa mai departe. Nu ai avut momente de gelozie din partea celor mai mari? Nu ți-am minte să fi fost așa gelozie sau să-mi spună că, uite, îl pup pe ăsta mai mult sau... Adică eu am fost înțelegător. Când eu țin minte, când eram însărcinat cu a patrulea copil, primele luni nu se vede burta și țin minte, aveam vreo 2 luni, cred că, de sarcină și ei nu știau. Apropo, eu cu Artur am avut o sarcină, eu niciodată nu mi-a fost rău. Eu n-am avut toxicoză, a fost o sarcină de la Dumnezeu, zic așa, o plăcere, chiar. Și într-o zi eram eu prin magazin cu copiii ăștia doi mai mari. Și ne uitam noi, nu mai țin minte după ce am mers, că a fost de mult 8 ani în urmă, și mă uitam la hăinuțe de copilași mici. Și Camelia, mai mare, m-a urmărit, da? Vine eu acasă cu ea și i-am zis, mamă, poate să-ți dau o întrebare, să-ți spune Camelia. Dar i-am zis,
Mamă, nu te supăra, te rog frumos. Tu ești însărcinată? Da, eu zic da, da e. Păi am văzut eu că te uiți la hoane de copii mici. Păi iată așa, deci eu oricum urma să le spun, să-i pregătesc, dar ei singuri au văzut și, adică a fost ceva atât de natural și atât de normal pentru ei, da? Că a fost tare bine, dar nu ai avut replici de genul dar de ce mai trebuie unul? Că și așa suntem suficient. Acum deseori am auzi de, nu, deseori auzi de la copii. N-am avut adică atunci. Un frate și o soră. Nu, păi nu. Suntem suficienți, de ce nu mai avem avut. Nevoie știi de ce unul? Mi-a zis Iulian, băiatul care acum o să facă 18 ani, îmi zicea atunci, deci între Iulian și între Artur sunt 10 ani diferență, între băieții am vedere și eu. Mam, așa vreau să-mi naște un frate, așa m-am săturat de fetele astea. Da, și iată așa a fost reacția lui. Și Camelia avea 12 ani, deja era destul de mărișoară și înțelegea că este normal să mai avem dacă mama și tata a decis. Acum am replici că noi cu taică-sul câteodată ne mai glumim. Păi facem a cincelea copil, chiar mi-e interesant. O să iasă cu ochi cafenii sau cu ochi albași. Dar ei, eu mă duc de acasă. Aștia doi mari. Doamne ferește! Adică iată, cum a dat? Dar atunci nu. Și tu vorbești serios? Chiar îți dorești? Sau e doar o glumă pe care o nu știu, eu foarte mult iubesc copiii mici în cărucioare, înfășați și eu îi ador, pur și simplu. Și clar că deja ei sunt patru și sunt toți mari și pe de o parte mai e tentantă această idee. Dacă domnul meu, da, nu știu, poate și aș lăsa, da, aș dori. Este cam dificil să revii iar la momentul ăla de scutece acum, schimbate, da. Nopți nedormite. Acum da, pentru că deja am și o vârstă, da, vreau să trăiesc pentru mine, de ce nu? Am ieșit din vremea aceea când se trezeau noaptea și nu aveam cu cine să-i lăs ca să merge undeva, clar, că știi cum este situația, că ești mamă. Deci eu sunt acum chiar în carieră, da, deja sunt foarte implicată, că sunt psihoterapeut, sunt și profesor, predau 4 obiecte de psihologie. Sunt clar că încărcată toată ziua și toată ziua muncești, mergi seara acasă și iarăși mai ai un job. Mai trebuie să fii iar mamă și mai trebuie să gătești, da. Mai trebuie să le acorzi și timp, da. Să-i mai asculti, să-i înțelegi. Da, deci acum să zic, nu aș zice că mi-ar fi greu, dar nu prea aș vrea eu să mă întorc înapoi la scutici și așa mai departe. Și, știi, mai este o chestie că foarte mult îmi doresc să le mai dau copiilor din mine. Pentru că copiii ăștia mai mari, clar că mai au parcă încă și mai multă nevoie de mine decât ăștia mai mici, da? Pentru că ăștia doi s-au născut după ei, le-am acordat atenție, ăștia poate cumva au rămas așa în sufletel undeva. Un loc liber care trebuie completat? Un loc liber care trebuie să le mai... Și nu este drept copilului, trebuie numai când este mic atenție sau nu știu cum. Ei au și câte 18-20 de ani, oricum au nevoie încă și mai mare de mamă și de tată. Da? Pentru că ei, lor le este interesant să se plimbe cu mine, să ieșim în oraș. Foarte tare adoră să petreacă timp cu mine. Mamă, cu tine așa e de bine. Da, deci avem deci asta e secretul, să faci relație frumoasă cu ei, să petreci mai mult timp cu ei, ca după aia să capeți acea încredere despre care vorbeai tu în momentul de dintre părinte și copil. Este foarte important să fii cu ei cât de mult timp poți. Pentru că ei atât de repede cresc. Este adevărat acest lucru. Da, este mai ieri l-ai născut, iar azi merge, da, la școală. Sigur, și ți se sigur. Pare că... Bine, există sigur. Și o perioadă când sunt foarte mici și ți pare că cresc atât de greu, iar după o anumită vârstă zici că e, știi, un fulger. Imediat știi se maturizează. Știi cum mă uit eu la vârsta mea? Eu când îl văd pe Camelia că face 20, da? Și Iulian vine în urmă cu 18... Eu atunci îmi dau seama câți ani am eu. Așa eu nu, păi nu, zis, nu exact. Seama. Ce vreau să te întreb este că Camelia are 20 de ani, vârsta la care ai născut tu prima dată. Da, eu la 19 am scut și acum are 19, face acum în câteva luni 20. Ți-ai imaginat să fii bunică acum? Nu. Peste un an sau doi, de nu, exemplu? Nu mi-am imaginat, dar dacă ar fi, cu drag aș fi. Cu cel mai mare drag. Dar ai discutat vreodată acest lucru, da, cu fiica ta? Da, ea nu vrea absolut să se căsătorească acum de vreme. Ea vrea să facă carieră și ea are altfel de viziuni
Da. Deci, dar ea știe că dacă ar fi să fie cerută în căsătorie, cu cel mai mare drag. Noi cu tata o susținem și suntem alături. De ce te-am întrebat acest lucru? Pentru că, într-adevăr, acum femeile pun accent mai mult pe carieră, pe dezvoltare personală și nu este neapărat un lucru rău. Cred că fiecare femeie simte momentul potrivit în care devine mamă. În plus, este o responsabilitate enormă. Sigur. Să crești, să educi, să te dedici unui copil. Sigur, nu a zis nimeni că chiar și dacă ai 30 și 40 de ani trebuie să faci copii sau trebuie să fii căsătorit. Deci fiecare se dezvoltă în ritmul său, în timpul său, pentru că ce este bine pentru o femeie nu este bine pentru alta. Și plus la asta, eu consider că trebuie să te căsătorești sau să faci copii atunci când simți tu pe interior chestia asta. Asta este foarte important, să te asculți pe tine, să te simți pe tine și să faci ce vrei tu, ce ți-i bine ții. Vreau să vorbim un pic și despre sindromul mamei perfecte, mai ales când îl naști. Îți creezi în capul tău tot felul de imagini, uite că trebuie așa să faci, uite așa, că trebuie să fii 100% dedicată copilului, că trebuie să fii o mamă perfectă, că vezi pe Instagram o mulțime de mame și toate sunt perfecte și frumoase și veșnic cu copilul în brațe și... Ce înseamnă să fii o mamă perfectă și trebuie să fim sau nu o mamă perfectă? Nu mai este nimeni perfect. Eu zic așa, nici eu nu sunt perfectă și niciodată nu am tins să fiu perfectă și nu este ok să fii perfect în toate. Deci niciodată nu m-am uitat la nimeni cum este pe Instagram sau nu știu unde. Eu sunt mama care sunt, așa cum sunt eu și cum pot eu și cât de naturală pot să fiu. Și am zis că mereu este și va fi la mod naturalețea. Și felul tău de a fi al tău, nu copii într-o cineva. Autentic. Da, sigur că da. Eu sunt leoaică și sunt soare, da, și simt în mine că am o mare energie și cred că Dumnezeu degeaba mi-a dat 4 copii că eu pot și cred că aș mai putea. Specialist în psihosomatică, am zis eu asta la început despre tine. Știu câte puțin despre acest exact, știu câte puțin despre acest domeniu, dar vreau să fac o legătură între mamă și copil. De multe ori se spune că chiar și problemele de sănătate a unui copil sunt și o reflecție a stării pe care o are mama. Sigur. Cât de adevărat este acest lucru și cum să le rezolvăm aceste probleme? Este foarte adevărat. Eu zic așa că un copilaș când este bolnav sau chiar și are febră, mama poate să nu-i dai medicament. Mama poate să-l cuprindă, să-l sărute, să-l lipească de pielea ei și atunci copilul îi trece automat febra. Și nu numai în cazul febrei, dar și în cazul mai multor boli, da? Și corpul nostru este foarte tare legat de psihicul nostru, da? Și ceea ce se întâmplă la noi în căpșor și în psihicul nostru, absolut, apoi dacă nu este rezolvat, se așează pe corpușorul nostru, da? Și eu am zis că, în genere, ceea ce se întâmplă cu copilașii până la 10 ani, absolut este legat de starea mamei. Da? Sau starea tatălui sau ceea ce se întâmplă. Copiii foarte deseori somatizează și din cauza părinților. Da? Pentru că dacă este un conflict între părinți, copilul poate să se îmbolnăvească des. Da? Pentru că el ce face? El retrăiește situația din familie, starea internă a ceea ce simt părinții, de fapt simte și copilul. Și este în strânsă legătură chestia asta. Cum să rămâi calmă în situația în care copilul e cu febra 39? Bine, ideea că îl îmbrățișez și o să-i treacă pe mine nu mă liniștește nici de cum. Este clar. Ba din potrivă, mă panichează și mai mult. Deci pe etape, dacă copilul are, clar, noi știm ca mame că febra de la 38 și trebuie de dezbătut, da? Între timp pot să-i pun copilului în supozitoriu sau să-i dau o pastilă. Bine, dar în situațiile în care au fost momente, ai aplicat măsuri mai naturiste sau ai mers strict pe medicamentația oferită de doctor? În primul rând, eu merg pe medicamentație și apoi apelez la psihosomatică. Dacă nu ne vine în ajutor medicul, noi apelăm la psihosomatică. Cum le echilibrezi pe toate? Pentru că ești și psihoterapeut, mai ești și profesoară, mai particip și la tot felul de evenimente, încerci să ajuți și alte femei să se autodepășească, să se dezvolte profesional. Cum le reușesc pe toate? Agenda la mine e plină. La mine totul este scris, eu îmi fac agenda pentru că altfel eu nu reușesc și eu chiar cu o săptămână, cu două înainte, îmi planific tot ce este cel mai important, orarul lecțiilor, oralul pacienților mei, da? Și apoi deja îmi fac planul meu de, mă rog, ce
ce mai face o femeie? Mai face o coafură, o manicură, pedicură, sala de sport. Da, este foarte important pentru mine sala de sport. Reușesc. Ultimul Bravo. Timp am fost într-o călătorie acum de 100 și nu am fost la sală, dar foarte mult îmi doresc pentru că și recomand femeilor să meargă să facă sport. Pentru că acolo, în primul rând, când omul face sport, se începe circulația sângelui. Exact. Da, se oxigenează. Da? Și dacă ai o zi grea, da, și este ziua, în vedere, ești nervoasă, că măi, se întâmplă la serviciu, la Evident. Zi de zi, da, noi suntem nervoși, acum este totul încărcat, după un antrenament de sport, totul trece. Bine. Sigur că da. Se spune Sigur, că cei important. Care practică sportul și sunt și mai fericiți Sigur. Ca oameni. Un moment pe care vreau să-l mai discut cu tine, pentru că suntem aproape de final și cu tine am putea face 7 ediții, că ai multe de povestit. Ai povestit despre faptul că a fost recent într-o vacanță și am văzut și pe rețelele sociale că au mai fost și comentarii din genul că uite, ai plecat fără copii, bla bla bla, ce mamă ești, se grăbesc mult să ne judece, pentru că și eu obișnuiesc să plec fără cel mic, pentru că ar fi imposibil să-l iai de fiecare dată cu tine, că există și școală, grădiniță și mai departe. Cum reacționezi tu la acest subiect? Deci, și ce le spui celor care te judecă pentru acest lucru? Este treaba lor, dacă vor să judece. N-au de ce să nu judece, lasă să judece. Eu zic așa, judecă oamenii cei care în viața lor nu le este lor interesant și îi judecă pe alții. Da, dar este treaba lor, dacă vor să-mi dea energia lor, poftim. Noi, cu soțul meu, da, mereu am planificat odihna cu copii și aparte de copii, pentru că mai întâi a apărut cuplul și apoi au apărut copii. Este foarte important ca relația mamă a mamei și a tatălui sau soție-soț să fie foarte, să zic așa, ca un puzzle. Soțul și cu soția trebuie să fie împreună mereu și dacă ei se simt bine ca cuplu, atunci copiii simt asta energetic. Și absolut ne-am odihnit în tot timpul, în doi și în patru sau în cinci sau în șase, adică treptat cum apăreau copiii. Asta am făcut recent, am fost două săptămâni într-o călătorie, ne-am odihnit amândoi, eu optam pentru o săptămână, dar soțul nu, că mergem două. Și atunci m-am gândit că trebuie să o susțin. Da, și să fiu o femeie cea înțeleaptă. S-au descurcat cei mici acasă și cei mari? Deci când am plecat, îi zic Camelei, că ea este cea mai mare, uite, mama și tata vor să plece și deci dacă ceva zic, mai vine bunica pe la voi, vă mai face mâncare și ea a zis, mamă, știi ce, hai, te rog, plecați unde aveți de plecat, eu am să mă descurc, absolut, și cu mâncare și cu tot ce trebuie și cu toate trebuie. Ce bravo, deci, fată mare! Am avut o susținere din partea copiilor mai mari, chiar, să zic, nici jumătate de cuvânt n-a fost, că nu plecați sau nu mergeți în călătorie. Deci ei sunt... îi mulțumesc, Domnule, că am așa copii. Felicitări, Marina! Ai o familie extraordinar de frumoasă și extraordinar momentul în care copiii susțin părinții și părinții susțin copiii. Suntem la final aproape, dar mai am niște întrebări foarte scurte. E un blitz chestionar pentru invitatele noastre. Vreau să știu ce preferă dimineața, Marina. Sport sau somn? Wow! Sau mai bine zis, nu ce preferă, dar ce face? Sport dimineața nu reușesc să fac, din păcate, dar beau cafea. Grădiniță pentru copii sau bună? Grădiniță, sigur. Încă un copil, da sau nu? Da. Că te urmăresc acasă copiii și o să zic, mamă, gata, noi am plecat. Așa, laptele formulă sau matern pentru copii? Matern, sigur că da. Pelinci sau scutece pentru copii? Scutece și pelinci. Că tu l-ai folosit, nu? Păi zic de ce, pentru că pui copilului scutec, îl îmbraci, dar dacă îi mai pui o pelincuță deasupra și el doarme mai strâns cu mânuțele, nu dă de mânuț și nu se trezește. Asta e life hack-ul meu. Apropo. Suzeta, pro sau contra? Cred că pro, totuși. Sexul în timpul sarcinii, da sau nu? Nu. Deci de patru ori? Nu. Nu pentru că e un moment al tău psihologic sau pentru că... Psihologic, mai mult. Deci, tu nu ai avut sex deloc cu partenerul, soțul tău, în perioada în care ai fost însărcinată cu copiii? A fost o dată sau de două ori în nouă luni. Serios? Dacă fiu sinceră, da. Și a fost decizia ta? Și el nu putea. Adică el, el psihologic înțelegea că acolo este copil. Iată așa. Bine, dar tu ca și specialist, ca psiholog, nu ai spune că împotriva ar trebui să fie? Deci, ca specialist, eu aș zice că fiecare cuplu trebuie să aleagă cum le este lor mai bine. Am înțeles. Punct la acest subiect. Interesant. Vacanța. Ultima întrebare. Vacanța, munte sau mare? Mare, sigur că da.
Și cina o preferă mama la restaurant sau acasă? Acasă. Și ultima întrebare este întrebarea de la sponsor. Fii atentă că e un pic mai complicat. Așa, noile terciuri cu lapte organic de la HIP conțin așa numite probiotice. Care este rolul lor esențial? Bine, tu trebuie să știi răspunsul, că ești specialist pe domeniu. Menține echilibrul microflorei intestinale a bebelușului, varianta A, și varianta B accentuează gustul terciului. Deci, sigur că menține echilibrul florii, pentru că sunt probiotice. Felicitări! Ai răspuns corect? Mulțumesc, Marina, mulțumesc, extrem dragă de mult pentru prezența în emisiune. A fost o plăcere să discut cu tine și nu știu dacă te mai aștept încă o dată pentru al cincilea copil. Atunci discuția o să fie și mai interesantă. Am și o mică surpriză pentru tine, un certificat cadou pentru mulțumesc copiii tăi sau poate, de ce nu, pentru tine sau soțul tău. Mulțumesc încă o dată pentru mulțumesc prezență. Mulțumesc, dragă mea, din suflet. Ediția de astăzi a ajuns la final. Vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi și ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire data viitoare la o nouă emisiune Mamma Mia!